Deși a trecut mai bine de un an de când a început procedura de plimbare a hârtiilor în vederea relocării mașinii Smurd-Tim la Roman, s-a ajuns în faza în care funcționarii din Ministerul Sănătății continuă să pună bețe în roate procedurii prin care Spitalul Municipal de Urgență să poată beneficia de ambulanțe de terapie intensivă. Înfuriat la culme de modul de tergiversare a problemei, deputatul liberal Laurențiu Leureanu pregătește o nouă interpelare a Ministrului Sănătății Florian Bodog. Ne zbatem în continuare, nu am abandonat ideea cu mașina Tim. De altfel, pregătesc o documentație pe care, într-o nouă interpelare, cu o propunere concretă, pentru că ați văzut că la un moment dat Ministrul Sănătății a venit la Roman, a discutat, a arătat disponibilitate, dar după ce a plecat, a explicat cum nu se poate. Noi români avem un talent major în a explica cum nu pot fi rezolvate problemele. Iată că de această dată voi veni și cu o soluție pentru rezolvarea acestei probleme pe care o voi propune ministrului. Despre bătaia de joc la adresa unității sanitare Romașcane și a două treimi din populația județului care se tratează la Roman a reamintit la ultima conferință de presă din spital și managerul Maria Andrici. Domnul ministru știa despre problema cu mașina Tim. Problemă care a fost de foarte multe ori, știți prea bine că domnul deputat Laurențiu Leureanu în Parlament a făcut diferite interpelări tocmai pentru a vedea ce se întâmplă cu această mașină. Imediat în secunda 2, doamna doctor Tălmăcel a fost sunată de către DSU, de domnul doctor Călin Alexandru, foarte mirat, cum voi încă n-ați obținut mașina aia, încă nu funcționați? Nu! Și acum, în momentul de față, domnul ministru ne-a reproșat că noi n-am făcut hârtia corespunzătoare, cum adică dorim punct de lucru la Roman, dar nu știm că conform ordinului 1706 nu avem voie să avem mașină timp la Roman. Și vă expun acum exact pe 23.05.2016 adresă de la Ministerul Sănătății, da? În care spune, în cadrul ședinței Comisiei Interministeriale pentru Suport Tehnic din 5.05.2016, membrii comisiei au decis că nu poate aviza înființarea unui CPU smurt. Deci noi asta am cerut atunci. Întrucât legislația în vigoare nu permite acest lucru, dar se poate înființa un punct de lucru al UPU Piatra Neamț în cadrul Spitalului Municipal Roman. Deci este punctul dumnealor de vedere, dumnealor au zis că asta este corect. Nu noi am cerut punct de lucru la Roma, noi am cerut să găsească forma legală ca această mașină să poată funcționa la Roma. Acum nu. Ni se reproșează că noi am cerut punct de lucru și nu este corect. Suntem la un an de zile unde... Da, dar Comisia Interministerială este formată din aceiași domni doctori. Și vă și spun, deci domnul ministru nu face parte din Comisia Interministerială. Este același domn doctor Arafat, este același domn doctor Călin Alexandru, este același domn doctor Petre Melinte, care este directorul Serviciului de Medicină de Urgență, este același domn doctor Borcea de la Oradea, deci și plus de partea asta, sunt aceiași oameni. Managerul Spitalului Roman, doctor Dorița Maria Andrici, a reamintit modul în care de mai bine de un an toate soluțiile legale de înființarea unui punct de lucru sau a unei a doua linii de gardă sunt eludate cu bună știință de funcționarii din Ministerul Sănătății. Deci, în momentul de față, au retrimis, deci ce ne-au spus este că au retrimis adresa, că noi între timp am mai făcut o adresă către Spitalul Județean și Consiliul Județean, dumnealor au trimis către minister cu acest punct de lucru și au spus, nu e corect. Am vorbit ieri la telefon cu doamna doctor Bărduze la minister. Dragă, ce-i cu voi? Ce vreți de la mine? Punct de lucru nu există. Cum să-ți faceți așa? Ce ceriți acolo? Doamna doctor, eu nu cer. Eu am zis forma legală de a avea mașina. Nu mă interesează că e punct de lucru, că e gardă, că e... Asta dumneavoastră găsiți legal, soluția legală de a putea funcționa. Nu am cerut eu punct de lucru. Punct de lucru a venit tot de la dumneavoastră ca fiind soluția legală. Și acum suntem la un an de zile fix astăzi, când această adresă este retrimisă în Comisia Interministerială pentru, aș spune din nou punctul de vedere, că dacă e punct de lucru, atunci să fie punct de lucru, dar să semnezi, de parcă data trecută n-au semnat, sau dacă e linii de gardă, să fie linii de gardă.
În toată această perioadă, miniștrii sănătății au venit și au plecat, iar funcționarii de rangul 2 și 3 continuă să opună rezistență la orice schimbare, sfidând realitățile din teritoriu și refuzând să găsească soluții legale la problemele cu adevărat grave. Ei nu se lasă deloc impresionați de faptul că numai în 2015-2017 prin CPU au trecut aproape 77.000 de pacienți, media lunară depășind 3.000 de pacienți. Ultima tragedie de la Roman, în care pacientei cu piciorul zdrobit și amputat, i-ar fi fost alta soarta dacă ar fi fost transportată la timp la clinica din Iași și nu ar fi fost plimbată inutil între trei spitale, demonstrează că birocrația și lipsa de interes pentru starea de sănătate a populației este o realitate a sistemului medical românesc supus unei degradări permanente.